Întrebări directe. Verde în față. Dezbateri incitante. Cu cărțile pe față. Confruntări politice. Adevărata față. Discuții aprinse. Schimbări la față. Dialog cu cetățenii. Ieși în față. Important este să fii de față. Doamnelor și domnilor, începe Ora Adevărului cu Marius Gangan. Sărumâinile doamnelor și domnișoarelor și bine v-am regăsit, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Ora Adevărului. În această seară revenim cu lecția de economie. După cum bine știți, în ultimii ani v-am obișnuit ca periodic să avem invitat pe domnul profesor universitar Nicolae Țăran, cunoscut analist economic și de geostrategie, cu care discutăm problemele economice la zi din România, din Europa și din întreaga lume. Și știu că îl apreciați foarte mult pe domnul profesor pentru modul în care explică lucrurile și pentru faptul că tot ce nouă ni se pare foarte greu a înțelege, iată, dacă l-ascultăm pe domnul profesor, începem încet, încet să înțelegem și noi cam pe unde suntem, cum ne mișcăm și ce trebuie să înțelegem atunci când citim cifre economice. De multe ori în emisiunea aceasta și, domnule profesor, mulțumindu-vă din suflet că reluăm aceste emisiuni ale noastre care spun că sunt foarte binevenite, mai ales într-un context și într-o perioadă când vedem ce se întâmplă din punct de vedere a fake news-urilor, a tot felul de informații care sunt ori trunchiate, ori știți cum se spune, că dacă vrei să faci o manipulare, spui o jumătate de adevăr și prin omisiune nu spui ceea ce de fapt este important, spui numai ce te interesează pe tine și poți imediat să aduci într-o situație de disperare o anumită categorie socială sau chiar persoane, pentru că nu este simplu și nu este chiar ușor de înțeles pentru foarte multă lume atunci când vorbim despre cifre economice, despre date economice, despre lucruri care categorică ne influențează viața noastră de zi cu zi. Și atunci eu zic că e foarte bine că noi reluăm și în acest an întâlnirile noastre, pentru că i-am obișnuit pe prietenii noștri cu analize temeinice, foarte riguroase și bazate întotdeauna pe cifre și pe cifre nu scoase din joben, cum se spune, ci ale instituțiilor europene, ale instituțiilor naționale, adică lucruri care pot foarte bine fi verificate. Și dumneavoastră spuneați de multe ori în emisiunea noastră, așa spuneați și să-mi spuneți dacă greșesc, trebuie să fiți foarte atenți și să vă informați de la persoane care vin și v-au spus de-a lungul timpului lucruri care s-au adeverit și care au dovedit prin ceea ce au spus că analizele lor au fost cele corecte și nu să ascultați de persoane care permanent v-au spus lucruri care nu s-au adeverit deloc și care au propovăduit întotdeauna catastrofe și cataclisme și iată, nimic din acele lucruri nu s-a întâmplat. Și eu dau numai un singur exemplu ca să înțeleagă și cu siguranță prietenii noștri care sunt întotdeauna mai deștepți decât noi, așa zic eu, la această emisiune cu siguranță să uită oameni avizați. Am spus de multe ori că atunci când se vine cu analize din acestea de tip propagandistic mai mult, și noi am spus întotdeauna, analiza economică poate fi făcută riguros, dar poate fi transformată foarte ușor în propagandă. Și de multe ori vedem pe posturile naționale și pe tot felul de, că sunt de radio, că sunt de televiziune, în diferite publicații sau oameni politici care se dau a fi mari economiști și cu studii extraordinare în economie, care vin cu tot felul de previziuni, cum au fost. A fost la nivel de șef de stat, nu? Când președintele României a spus că nu mai sunt bani de pensii și salarii și ne aducem aminte că recent a fost, la sfârșitul anului trecut. Și de fapt a fost așa, un lucru aruncat pe piață care a pus și a bulversat puțin pe, mai ales pe pensionari, pentru că ei sunt cei mai, ca să spunem așa, au această sensibilitate atunci când se vorbește de pensii, pentru că e singurul lor venit după ani de muncă și contează foarte mult când arunci pe piață astfel de lucruri, ceea ce s-a dovedit că de fapt a fost un fals și de fapt a fost numai o chestiune propagandistică care a ținut de un interes personal al domnului președinte. Vezi, Doamne, să arate că guvernul nu-și face treaba și că sunt cei mai prăpădiți și mai slabi și mai
neaveniți în ceea ce înseamnă activitatea economică. Ei, și astăzi vreau să discutăm în această emisiune, tot cu cifrele pe masă, avem execuția bugetară, știm că în ultimele zile au fost discursuri de diferite tipuri, din nou am avut lamentări și pe mine, cum să spun, deja sunt persoane pe care în momentul când apar pe un post de televiziune sau îi aud la radio, deja îmi dau seama, după modul în care dau diferite opinii, că este vorba despre propagandă și nu mai este vorba despre o analiză corectă economică. Chestiuni de acestea, guvernul ia măsuri catastrofale economice și ne-am îndatorat peste măsură, nu o să mai avem bani, nu știu ce se va întâmpla, avem noi ceva creștere economică, că asta nu pot să spun că nu este, dar de fapt toată creșterea asta economică nu se vede în buzunarele oamenilor, sunt lucruri care deja cred că nu mai sunt de înțeles pentru foarte multă lume care începe deja să aibă și un cunoștințe economice mai bune și se uită și la cei care vin cu analize foarte clare și foarte serioase, ba mai mult aș spune, se uită fiecare în buzunarul lui. Și atunci vede, domnule, dacă am avut creștere economică atâta, mi-au crescut salariile cu atâta. Chiar dacă mi se spune că da, a fost mâncată de inflație creșterea asta de salarii și de pensii și vedem că inflația a fost de 3% și creșterea a fost de 25% sau 12%, orice om cu minime cunoștințe de matematică își dă seama că de fapt este un bluf, este o propagandă, este un fake news și există un interes în spatele unor astfel de discursuri. Și atunci, domn profesor, pentru început aș vrea puțin să discutăm despre această execuție bugetară pe anul 2018, iată, Ministerul de Finanțe a și publicat-o, oricine dorește poate să o acceseze pe site-ul Ministerului de Finanțe. Noi în documentarea pentru emisiune ne-am și scos-o, avem foarte clar această execuție bugetară și în timp ce dumneavoastră o să ne prezentați așa liniile mai importante ale ei, care contează într-adevăr, noi o să punem și pe ecran această execuție bugetară, care o să se vadă din cifre exact ceea ce dumneavoastră o să ne povestiți. Da, execuția bugetară a infirmat în mod evident o serie de zvonuri alarmiste care au circulat în ultimul an și cu o frecvență uluitoare și o virulență uluitoare, anume că guvernul actual va depăși ținta de 3% pe care și-a stabilit-o, 3% din produsul intern brut, acest nivel fiind de fapt un nivel limită, un nivel maxim admisibil, admis și de Comisia Europeană. Dar aici noi nu avem timp în emisiune și poate că nici nu e bine să explic prea mult. Aș vrea un singur lucru să spun ca să fiu bineînțeles. Variabile macroeconomice, cum este de fapt acest indicator, deficitul bugetar guvernamental, variabile macroeconomice sunt variabile foarte greu de prognozat, foarte greu de anticipat, pentru că e vorba de agregarea a milioane de tranzacții. Mergem la un mall, cumpărăm ceva, automat influențăm execuția bugetară. Ni se reține TVA-ul, magazinul trebuie să plătească impozit pe profit, salariații de acolo au salarii, se impozitează. Am dat numai un exemplu despre aproape infinitatea de tranzacții și care prin agregare generează o singură valoare, un indicator, 3%. Ceea ce este pentru mine șocant, dar m-am obișnuit, este ușurința și irresponsabilitatea, de fapt, a unor oameni nepregătiți, care nu au cele mai vagi idee despre ce înseamnă macroeconomia, ușurința cu care ei vin și dau ca sigur verdicte, clar, verdicte, sentințe, deficitul va fi 5%. Asta a spus-o Florin Câtu. Câtu, exact. De la PNL. Va fi 5%. Da.
Deficitul a fost 2,88. Sigur, un om onest ar trebui să vină să spună, m-am înșelat, au fost niște factori pe care noi am luat în calcul și problema s-a încheiat. Data viitoare n-ar mai fi atâta zgomot și n-ar mai fi atâta scandal. Dar, desigur, în zona politică, și aici vreau să ajung, informațiile cele mai valide, nu perfect valide, nu există adevăruri absolute. Cele mai perfect valide sunt în zonele neregimentate politic. Ar trebui să fie universitățile, din păcate nici ele nu mai sunt, ar trebui să fie anumite agenții de sondaj, agenții de prognoză, toate depind o anumită finanțare și, din păcate, toate sunt aservite. Toate sunt aservite. Și atunci, salvarea, cum am spus, poate să vină din partea unor intelectuali care luptă împotriva curentului, care, datorită firii lor, a educației lor, fac mai puține concesii, sunt mai puțin forțați să spună ce nu cred ei. Și au și buna credință necesară. Au și buna credință și, în acest context, putem să obținem o informație cât suficient de validă. Dar tot ce am făcut noi în emisiune s-a confirmat, pentru că nimeni nu ne-a spus criticați PSD-ul sau lăudați PSD-ul. Corect. Noi nu suntem înregimentați, ne-am putut permite acest lux să notăm împotriva unui cor de prognoze fataliste și am spus nu va fi adevărat. Din contră, am spus că trebuie luate astfel de măsuri. Dacă ține minte, am fost poate printre primii când acum 2 ani de zile încă spuneam că astfel de măsuri economice care au fost luate trebuie luate. Da. Și chiar spuneam că dacă se amână prea mult, s-ar putea să nu mai fie timpul necesar. Chiar așa spuneați. Și acum, pentru că e vorba de Lugoj, nu Lugoj, cum spun bucureștenii, Lugoj, vreau să mărturisesc ceva. Dacă eu, în aceste emisiuni, vin cu niște prognoze fanteziste, o să-mi fie rușine să mai vin. Am să spun, nu mai vin, domnule Ganga, nu mai vin, mi-e rușine, îmi crapă obrazul de rușine. N-am făcut-o intenționat, dar nici chiar în acest context nu pot să o mai fac. Pentru că am o imensă responsabilitate. Așa. Ce spun eu este urmărit de mii de oameni. Așa este, exact. Eu influențez. Care aceia discută cu alte mii de oameni. Discută cu alții și spun, un om în care credem, mi-a spus ceva, am avut încredere, mi-a dezamăgit. Și asumarea responsabilității în acest context este demisia. Corect. Nu declarativ mi-asum responsabilitatea. Și asta am făcut-o în toată viața mea, așa am fost educat. Eu nu vreau să polemizez cu nimeni și nu e vorba aici de nimic. În 2003 am făcut la seminar o aplicație și am demonstrat studenților de la seminarul meu că Banca Națională nu informa, bănțile comerciale, nu informau corect asupra calculului dobânzii și am spus că ele calculează costurile rambursării la dobânzi mai mari decât cele care le anunță. Ți-am dat un credit cu 12%, de fapt ei calculau costurile unui credit luat cu o dobândă de 16%. Am arătat asta la seminar. Studenții au zis, bine, și ce o să faceți? Păi zic, am o singură soluție, să scriu. Nu vă bagă nimeni în seamă. Adevărul că m-au băgat în seamă, pentru că presa a considerat, mi-a distorsionat informația. Eu nu am spus că băncile fură. Eu am spus că nu informează, pentru că acești bani intrau în bilanțurile băncilor. Și erau impozitate. Era vorba de un marketing aici. Poți păcăli un consumator să spui că, bun. Și de fapt o făceau nu din rea credință. Habar n-aveau. Ăsta e adevărul. Bun. Și după ce a apărut articolul, m-au căutat colegii din Consiliul de Administrație al BNR-ului. Aveam acest privilegiu că îi cunoșteam direct. Și au zis, Nicu, dar ce se întâmplă cu chestia asta? Le-am făcut un model matematic, le-am arătat, nici ei nu erau preocupați, din păcate, și le atrăgeam atenția că acest model de a anunța dobândă anuală efectivă, DAE, se practică în Occident. BNR-ul n-a vrut să intervină, a spus nu-i treaba noastră, dacă băncile fac asta, noi nu ne băgăm. Bun. Și ce a urmat?
Scandalul din România s-a transferat la Financial Times pentru că într-un ziar din România a apărut informația, Financial Times a verificat-o și a spus, domnule, România nu e în regulă, băncile nu respectă corecta informare a clienților. Și imediat BNR-ul, după ce a apărut articolul în Financial Times, a preluat o lege, o directivă a Uniunii Europene și a apărut legea 289 și a apărut DAE. În mod normal, într-o țară occidentală, această lege mi-ar fi purtat numele, pentru că de la mine a plecat scandalul. Senatul a for decizional aprobat, era domnul Văcăroiu, președintele Senatului. Iertați-mă pentru această digresiune. Am luat legea, m-am dus la studenții mei de la seminar și am spus, uitați-vă, modelul ăsta publicat în lege, recunoașteți? Păi da, ne l-ați făcut la curs. Ei, vezi că se poate. Erau foarte emoționați și au zis, domn profesor, dar dacă n-ați fi avut dreptate? De asta am povestit toate astea. Am spus, mi-aș fi dat demisia ca profesor. S-a uitat speriați la mine și a spus, pentru atâta lucru. Păi zic, ce obraz mai aveam eu să vin să vă învăț modele exact. Dacă eu habar n-am? Înseamnă că nu sunt calificat. Corect. Și că pot, ca și un medic care face operații, cresc mari probleme. Da. Și plec. Și dacă sunt prins cu malpraxis, răspund. Răspund. Clar. Și e o problemă morală și plec. Și am zis, domnule, nu ne-am gândit. Dar eu am format niște conștiințe, am format niște oameni și cred că ăsta e rolul școlii. Adică cu spirit probabil, critic, cu spirit critic, să știe, să autocritic, autocritic, autocritic. Contextul este acest la, ca și la această emisiune. Am această responsabilitate imensă de a spune și am spus-o fără să critic, fără să caut vinovați, ușor ironic în anumite situații, pentru că nu pot să reacționa la multe prostii la decât multe, așa. Sigur, am auzit tot felul de lucruri. Bun. Deci România s-a încadrat perfect în țintă. De ce s-a făcut atâta gălăgie în jurul acestui subiect? Pentru că există și multă ignoranță și dau două exemple. În primul rând, acest indicator numit și orice indicator macroeconomic poate fi calculat în valori efective, post factum, după ce s-a încheiat un bilanț sau un proces economic, sau poți să-l calculezi a priori. Adică ca previziune. Ca previziune, prognoză. Poți să-l ajustezi în funcție de un anumit sezon. Sau de un... Și atunci ai... Adică sunt factori subiectivi care intervin. Sigur, clar. Factori analitici. Exact. Pe care iei în considerare pentru a prognoza mai bine. Ca să poți compara vânzările din decembrie cu vânzările din ianuarie, să vezi dacă ești în grafic, te gândești cât aș fi putut eu să vând în ianuarie dacă aveam vânzările din decembrie. Bun, dar istoria nu se scrie cu dacă. Așa este. Deci ar fi ca și cum am rescrie istoria sau am prevedea istoria viitoare dacă istoria trecută ar fi fost așa. Bun. Pentru analiști este un procedeu. Problema e să nu confunzi variabile. Și asta se întâmplă la noi frecvent pentru că nu există educație și există oameni care folosesc aceste confuzii pentru a face propagandă. La România Actualități... Pentru că le convin scopul lor. Da, asta e. La România Actualități s-a transmis o știre, toată România a auzit-o, acum câteva zile România a depășit deficitul fiscal, care e bugetar cu 3,6%, sursa Eurostat. Bun. Eu știam ce a dat Eurostat, a dat indicatorul ajustat sezonier. De ce? Pentru că în decembrie 2017 guvernul României a avut niște plăți care l-au asfixiat, era pe punctul de a depăși ținta. Anul ăsta domnul Teodorovici a fost foarte precaut și el în decembrie n-a mai făcut aproape deloc plăți. Pentru că le-a făcut înainte. Și cei care au văzut au rămas cu ochii în soare, cum se au zis, o să fie depășit deficit, o să fie nenorocire. Cred că domnul Teodorovici râdea, exact. Pentru că știa că nu o să fie. I-a lăsat să fiarbă, așa, fiarbă propriu, și da. Pe urmă a apărut acum calm, ați văzut, parcă e englez. Râde, glumește. Da, da, da. Toți agită, reporterii, domnule, dar nu am depășit, da. N-avem bani. V-ați îndatorat foarte mult și... Da. Și atunci eu închei cu următorul exemplu, care arată lipsa noastră de cultură economică la nivel național. Oriunde în lume, în America, în Anglia, în Franța, chiar și în Serbia,
În momentul în care se publică cursul valutar anunțat de Autoritatea Monetară, Banca Națională la noi, în mod obligatoriu BNR-ul, și aici o critic la fel cum am criticat-o pentru DAE, cu cea mai bună credință. Absolut. Nu absolut. Vreau să consider că e o instituție absolut necesară, fundamentală, și, dar trebuie să publice procente de depreciere. Pentru că una e să se deprecieze 4 lei și 66 cât e cursul, cu 10 bani până la 4,76. Corect. Și asta înseamnă o depreciere procentală de 2%. Dacă compatrioții mei ar vedea că leul s-a depreciat 2% într-un an, nu ar intra în panică, pentru că ar spune, păi bun, s-a depreciat leul cu 2%, nu cu 10 bani, care înseamnă 10%. Da. Pentru că majoritatea percep, măi, leul s-a depreciat cu 10%, bani. 10%. Da. Păi înseamnă că prețurile la alimente o să crească cu 7%. Da. Și această confuzie, părerea mea, că este premeditată. Cred asta, n-am nicio probă. Sau este o ignoranță absolut, nu știu cum să o catalogez. Care e și mai grav. Care e și mai grav. Da, adică să fie atât de ignorant, da, o prostie care... Da. Deci BNR-ul ar putea să pună piciorul în prag, să facă ordine și să schimbe cultura. Ei sunt, degeaba spun eu aici, deci dacă ar apare această rată a deprecierii zilnic comunicată. Și ar fi foarte util și pentru firme și pentru persoane fizice să-și facă un plan de prognoz, un plan de afaceri. Am un credit. Exact, exact. Cam cât luna asta văd că cu 1%. 1%. Plătesc rata cu 1% exact, mai mult. Exact, exact. Nu cu 10%. Și atunci nici negustorii n-ar putea să mărească atât de tare. Pentru că mă duc la magazin și spun, bun, voi spuneți că ați mărit cu 6%, dar de fapt marfa ați cumpărat-o doar cu 2% mai scump. De ce îmi cereți mie 7? Deci tot băgați bani în buzunarul meu, de fapt. Deci aceasta e realitatea, neeficient. Din păcate. E foarte multă confuzie, e o luptă politică fără scrupule, fără scrupule, din păcate. Mai mult e politică decât economie. Mai mult politică. E o dezbinare extraordinară, e luptă pentru putere. Toată societatea e din păcate conectată la acest scandal. Urmează și alegerile parlamentare, exact, pentru Parlamentul European. Vom avea un an plin de asemenea lucruri. Acum, revenind la execuția bugetară și la politică. Haideți să o luăm pe rând, domnul profesor, ca să înțeleagă lumea, să fie foarte structurată intervenția noastră. În primul rând... Întotdeauna, ca să știe, și cu siguranță că știu, un buget se structurează simplu, venituri și cheltuieli. Și atunci să face acea balanță, putem să ne permitem să cheltuim pentru că avem venituri sau nu ne permitem, și atunci intrăm în acel deficit de care discutam noi. Toată lumea și mai ales reprezentanții opoziției, cu siguranță, au spus și au venit peste tot și au propovăduit, așa cum spunea domnul profesor, încă de la începutul anului trecut, faptul că o să vedeți că o să avem depășire de deficit, că nu o să avem venituri atrase la bugetul de stat, că instituțiile statului din punctul ăsta de vedere nu-și fac datoria și că practic vom ajunge în incapacitate de plată. Asta se spunea, nu o să mai poată fi plătite salariile și pensiile. Cunoașteți desigur acest discurs și îl vedeți aproape permanent de către reprezentanții opoziției, unii chiar, așa cum spunea domnul profesor, care sunt, se dau mari economiști, dar care au dovedit-o prin astfel de păreri neargumentate și neargumentate cu cifre din reale, nu cu cifre scoase din context, cum se spune, că nu au avut dreptate și totul a fost, de fapt, așa cum spunem noi, propagandă și nu economie. Și atunci, ca să înțelegem, o luăm cu veniturile, da? În anul 2018. Și eu vă citesc exact din execuția bugetului general consolidat. Deci v-am spus, puteți să intrați pe site-ul Ministerului de Finanțe și aveți acolo aceste studii făcute, chiar o sinteză, și puteți să înțelegeți foarte ușor cam cum stă economia României. Și atunci vă spun ceea ce scrie acolo, că veniturile bugetului general consolidat în sumă a fost de 295,1 miliarde de lei, deci acestea au fost veniturile României, reprezentând 31,1% din PIB, comparativ
cu veniturile din anul trecut 2017, care au fost în sumă de 29,4. Deci putem să spunem că și din această perspectivă a modului în care s-au atras către stat aceste venituri și cum au venit, adică ce înseamnă veniturile, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, este practic cum s-a muncit în România. Pentru că asta este, de fapt, da. Munca pe care au prestat-o în companii multinaționale, în firmele românești, în cum au cheltuit bani românii, având bani mai mulți în centre comerciale, așa cum ne povesteați dumneavoastră. Deci s-au adus aceste venituri, din acesta este constituit aceste venituri și, domnul profesor, haideți să ne spuneți ce înseamnă acest procentaj, deci de 31,1% din PIB ca venituri, față de iată cum a fost în anul trecut și există această creștere sensibilă și sezizabilă. Da, e o întrebare foarte, foarte bună pentru momentul actual și eu voiam să spun cam același lucru. Deci, strategia fiscală, financiară a guvernului actual, părerea mea că a fost gândită de experți foarte buni, eu am mai vorbit despre asta, nu ca să laud PSD-ul, dar o performanță totuși trebuie pusă în... E o performanță... Și mai ales că noi, atunci când a fost de lăudat, am lăudat, dar și când a fost de criticat, am spus măsurile care nu au fost corecte. E o performanță intelectuală, dacă mi se permite. De ce? Pentru că e o strategie foarte originală și pe care au început să o copieze. Au luat-o de la noi și polonezii, ungurii, și care a pus pe gânduri Bruxelles-ul. Pentru că sunt două zone în Uniunea Europeană. Zona euro, care e o zonă aproape falimentară. Și zona cealaltă cu fostele țări comuniste, care are o situație economică paradoxal mai bună. În sfârșit, e o întreagă istorie aici, cu toate că aici o să abordăm în decursul emisiunii, o să vedem tranziție, mari frământări, sigur. Dar la ora actuală s-a ajuns la o ciudățenie. De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, dacă luăm produsul intern brut pe locuitor, noi am intrat în Uniunea Europeană cu un produs intern brut per capita de 50% sau chiar sub 50% raportat la media UE. La sfârșitul anului trecut, această medie națională a urcat la 66%. Deci este o creștere pe care n-am avut-o nici în perioada comunistă. Motorul acestei dezvoltări sunt multinaționale, după părerea mea, și companiile românești, dar multinaționale sunt importante, au productivități mari. Au venit cu tehnologie, au venit cu know-how, adică atrag cei mai buni oameni de la noi, îi plătesc bine, sau, mă rog, la nivelul României, dar în acest context, dacă luăm prețurile și întotdeauna aceste comparații pe care le face și Eurostatul și Comisia Europeană, trebuie făcute la paritatea puterii de cumpărare euro. Pentru că 1000 de euro în Germania înseamnă 2000 de euro în România. Poți cumpăra aceleași bunuri, dar care în Germania ar costa 2000 de euro. Așa. Deci, aici e o propagandă care o fac mulți, spunând, păi da, românii sunt subdezvoltați, au nu știu câți euro pe cap de locuitor. Nu, trebuie luată paritatea puterii de cumpărare. Și Eurostatul nu mai comunică decât acest indicator. Deci, când auzim că euro, trebuie să întrebăm care? Paritatea? Sau celălalt, care nu e valabil la noi, că avem alte prețuri. Eu nu pot măsura săritura în lungime cu două etaloane de lungime. Un metru pentru unii și unul care e format din jumătate de metru pentru alții. Deci trebuie să folosesc aceeași unitate de măsură ca să nu discriminez performanțele. Și făcând acest calcul pe care l-a făcut Eurostatul, românii, deci, au 66% și atenție, consumul per capita este aproape 75% din mediul european. Nu mai suntem săracii Europei. Corect. Nu datorită PSD-ului. Da. Ar trebui să fim caragioși. Noi discutăm aici economie, nu discutăm politică. Eu nu pot să fiu caragios să spun treaba, dacă aș intra în PSD, nici acolo și nu așa. Așa, exact. Păi, asta e o istorie, avem în spate eforturi. Că e adevărat că în urma unor măsuri a unui guvern care unei coaliții. Eu laud această strategie pentru că a fost un pariu câștigat. Exact. Și în acest context, multinaționale plătesc în România
ca sarcină fiscală, dumneavoastră ați dat 31%, dar din veniturile guvernului, o parte sunt fiscale, obținute din impozite și taxe, și o parte nefiscale, sunt veniturile proprii ale guvernului, obținute din sectorul economic și din alte lucruri pe care le face, dar nu din impozitare. Pe noi ne interesează doar impozitarea, pentru că veniturile nefiscale nu ne afectează buzunarul. Ceea ce ne afectează pe noi ca și contribuabili sunt cam 25% din PIB. Și acest procent este al doilea cel mai mic din Europa, pentru că cel mai mic e în Irlanda, 23%. E, plecând de la acest nivel foarte mic, 31% venituri totale, 25% venituri fiscale, dacă le comparăm cu cele din Franța, cred că cei care ne urmăresc vor rămâne pe gânduri. În Franța, veniturile totale, 54% din PIB, față de 31%, și veniturile fiscale, 48%. 48,5%. Vorbesc de anul trecut. Păi comparați. Și atunci nu-i de mirare că vin firme din Franța, România. Vine Renault în România, pentru că aici e impozitat cu 25%, nu mai mult, el nu plătește 31%. Din, exact. Și mai ales nu e impozitată amortizarea. Nici în Franța nu. Da, da. Deci amortizarea neimpozitată, asta e perfect, poate să facă dezvoltări, investiții, și veniturile din muncă și profitul net cu 25%. E fantastic. Bun, profitul a coborât la cât? La 6? Nici nu mai știu. 10%. Cam așa, da. 10%, da. 10% exact. Se impozitează profitul net ca și salariile. În acest context, evident, având această fiscalitate laxă, printre cele mai mici din lume. Generoasă, de-a dreptul. Generoasă. Cei care au criticat, au spus, apreciez că o să-și rupă gâtul. Exact. Nu mai au venituri, nu mai au. Cei care au făcut acest buget și strategia financiară nu sunt iresponsabili, s-a dovedit. Ei au trebuit să respecte două lucruri. Așa, prusac, fără nicio concesie. Nu depășesc deficitul. Exact. Și doi, trebuie să măresc salariile. Adică pentru să aduc și forța de muncă ca puțin să mențin forța de muncă. Tocmai ca să am consum, ca să am sigur consum că da. Și ăsta a fost un fel de magneto. Desigur, aceasta a enervat multinaționale care ar fi vrut să... Pentru fie... să eficientizeze profitul, ar fi da, lucrat. Și să aibă doar scădere de fiscalitate. Da, exact. Care de fapt a scăzut în toți acești ani. Corect. Dar până la urmă multinaționale au acceptat. A făcut un compromis, au zis, bine, plătim mai mult, dar ne impozitează mai puțin. Au știut ele de ce nu pleacă din România. Evident, și nu vor pleca. Și am să vă pun o întrebare legată de acest lucru, imediat după publicitate, trebuie să intrăm în publicitate și o să continuăm discuția noastră, care este foarte interesantă și care, așa cum spuneam eu, sper să fie ca o lecție de economie și să înțeleagă toți cei care ne urmăresc toate aceste, să spunem noi, lucruri care sunt destul de sensibile și necesită să ai, într-adevăr, cunoștințe foarte serioase în domeniul macroeconomiei și a modului în care se reglează toate aceste lucruri. Și atunci, de aceea, e necesar, după părerea mea, să avem o astfel de întâlnire periodică și să încercăm să explicăm celor care ne urmăresc și prietenilor noștri cam cum stă, de fapt, cu economia și cu tipurile acestea, pentru că sunt diferite formule economice, categoric în lume, dar unele și-au arătat viabilitatea, altele au dat greș. Și atunci trebuie să învățăm din toate lucrurile acestea. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors din publicitate într-o seară în care invitatul meu este profesorul universitar Dr. Nicolae Țăran, cunoscut analist economic și de geostrategie, deja un permanent invitat al acestei emisiuni atunci când vorbim despre
economie. Și de aceea, domn profesor, eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că de fiecare dată ați răspuns invitației și mi-ați spus de fiecare dată, ați vorbit foarte frumos despre, desigur, emisiunea noastră, dar ați vorbit foarte frumos și despre Lugojeni și despre cei care urmăresc emisiunea noastră și e un lucru important acesta că aveți această părere și opinie că ne adresăm unui public totuși avizat, unui public cunoscător. Este important ca cineva să te înțeleagă, dar părerea mea este că contează foarte mult și cum explici. Pentru că dumneavoastră întotdeauna ați încercat cu cuvinte clare pe înțelesul tuturor. Noi nu suntem aici la Academia Română ca să facem seminarii și cursuri despre economie sau să explicăm la modul foarte sofisticat și cu termeni foarte prețioși, ca să spun așa, lucrurile. Ci cu exemple pe care dumneavoastră le dați foarte clar, oamenii înțeleg foarte bine de fapt aceste mecanisme de care noi vorbeam. Și atunci v-aș întreba, domn profesor, pentru că ne spuneați, iată, de fapt, problemele mari care sunt de fapt, din punct de vedere economic, în Occident, în zona euro. Ați avut și o analiză foarte interesantă și vă mulțumesc că îmi trimiteți și mie tot ceea ce dumneavoastră scrieți și publicați, pentru că, practic, eu vă spun cinstit, dumneavoastră sunteți cel care mă țineți pe mine la curent și de la care eu am învățat foarte multe lucruri în toată această perioadă din când facem emisiunile. Și mă bucură tare mult și citesc cu rigurozitate ceea ce îmi transmiteți și așa cum v-am spus, tocmai pentru a înțelege foarte bine, pentru că nici eu n-am făcut studii de specialitate, nu sunt economist, nu sunt, eu am făcut studii juridice, am alte pregătire, jurnalist, am făcut școală de jurnalism, deci am alte, o altă, spun, calificare. O altă calificare. Da, da. Dar dacă vrei și ești preocupat și îți place ceea ce înseamnă economia, poți învăța foarte multe lucruri, așa cum spuneați dumneavoastră, dacă te informezi de la cei care într-adevăr îți dau informațiile corecte. Că foarte ușor putem să cădem în extrema cealaltă și să ajungem să înțelegem exact cum nu trebuie să înțelegem economia și să rămânem așa într-o stare din aceasta de nu mai știm ce să credem, ascultând de tot felul de profeți din aceștia mincinoși care propovăduiesc căderea economiei naționale, care ne spun permanent că e o tragedie, că nu mai există bani pentru nimic în România, că investiții nu vor fi pentru că s-a luat de la investiții, știți, există și chestiunea asta, domnule, s-a luat de la investiții ca să poată fi plătite salariile. Și ceea ce pune capăt, ca să spunem așa, și pune capac la toate, este faptul că România s-a împovărat îndatorându-se exemplar. Haideți să demitizăm și lucrul acesta și explicați-ne că în analiza care ați făcut-o ați arătat cu cifre clar cum stă România în concernul ăsta internațional european din acest punct de vedere al datoriei. Cum este îndatorat guvernul României? Cum suntem noi așa ca și datorie față de țările din Occident care vin și ne dau lecții? Ați văzut? Dom'le, vine câte un specialist, vine domnul Moscovici, vin toți felul de banca europeană, vin toți cu niște prognoze din astea de netermină și ne spun că mai avem, suntem pe pragul prăpastiei, numai să nu cădem, că nu mai putem să facem nimica. Povestiți-ne puțin. Da, încep cu, mă rog, o întâmplare aproape anecdotică. Acum vreo două zile m-am întâlnit cu un regizor de la Teatrul Național de la Timișoara și spune, băi, Nicu, fii atent cât s-a depreciat. Zice, o să ne mănânce toate creșterile salariilor. Nu era anti-PSD, dar omul era speriat. Da, pentru că auzise tot felul de astfel de păreri. Zic, cât s-a depreciat după părerea ta? Păi zice, 10%. Apropo de... Da, discuția noastră. Zic, băi, fii atent, nu s-a depreciat 10 și fac calculul. 2%. Te sperie 2%? Cât ți-a crescut salariul? Băi, ce nu m-am gândit. M-am dat un exemplu. Da. Eu nu pot să merg din poartă în poartă. Da, exact. Cum merge preotul la botez să spun exact. La fiecare. Fiți atenți. Dar misiunea noastră, da, pentru că corect. Asta facem, e să răspândim informație validă în care credem. Exact. Nu dăm informații perfecte, ci arătăm, cum să spun, punctele în care lucrurile nu sunt chiar perfecte. Și exact. Noi am arătat de la început că actualul guvern avea, din momentul în care a plecat, câteva lucruri. Unu,
avea avantajul că avea o datorie publică mult mai mică decât pragul critic, 60%, 35%, exact. Acum a coborât la 34%, da. Un nivel care e printre cele mai mici din UE, doar Bulgaria are mai puțin și Estonia, dacă exact. Țin bine exact. Minte. Pe locul 3 să fie, e excepțional. Compatrioții nu știu, fac pariu că dacă întrebăm, nu Goj, unde oamenii sunt informați, în Timișoara. Nu, pentru că e clar în zgomotul ăsta și nici nu trebuie să... Suntem îndatorați, nu avem bani, nu avem... Ne împrumutăm zi de zi, era... că și asta e o idee, știți, cu împrumutul de zi de zi. Bun, împrumutul de zi de zi este rostogolirea... Noi am mai spus-o și am explicat. Am lămurit treaba asta. Pentru că eu pot să scap de... Aici e vorba să nu ai în termen relativ datorie mare, dar dacă îți crezi veniturile, atunci tu și menții împrumutul constant, înseamnă că tu ai șanse mult mai ușoare să plătești. Ce s-a întâmplat? Un al doilea pericol, dar asta era punctul tare, și faptul că companiile străine vor veni, impozitarea joasă, vom avea un aflux de investiții, ceea ce s-a și dovedit, chiar dacă guvernul a avut probleme cu fondurile europene, dar nu trebuie absolutizate aceste fonduri, le reprezintă doar 1,5% din PIB. Să fim, o să explicăm, bineînțeles. O să explicăm. Nu reprezintă sigur, o fondură prea mare. Așa, e un fel de... Da, fără fonduri europene murim. Cum desert, după da, o exact. Masă. Nu-i masa, cu... nu-i felul 2. Da. Și în contextul ăsta, riscul important care era, nu era inflația, am spus-o. Da, exact, de ce? Spus. E foarte simplu. Masa monetară nu o controlează guvernul, o controlează BNR-ul. BNR-ul nu a pus bani în circulație pentru că nu avea de ce să-i pună. Atâta vreme cât balanța comercială era echilibrată și a fost și în 2017, la fel de echilibrată ca în 2016, acest curs a putut fi menținut constant și BNR-ul n-a venit cu bani suplimentari. Mai mult, creditarea în România e cea mai joasă din UE. Noi avem ca raport credite supra PIB doar 80%, atenție, cel mai mic din UE. Noi nu avem probleme cu supracreditarea și nici cu masa monetară. În acest context nu putea să fie inflație. Sigur, comercianții au mărit prețurile. Asta a fost un factor subiectiv, e dreptul lor. Absolut. Poate... Și nici datorită lui Viorica Dăncilă sau lui protecția ministrul de finanțe. Protecția consumatorului sau... nu poate să facă mare lucru, da, numai dacă sunt înțeles. Dar e foarte greu să te duci în fiecare piață. Să vezi dacă este cartel. Dacă e cartel. Vezi, doamne, Baba Lena s-o înțeles cu nu știu cine să fie aceeași preț. E prea complicat. La carnea de porc, de exemplu. Și atunci, până la urmă, lucrurile astea merg de la sine în acest context. Pericolul era ca să nu avem exporturi suficient de mari. Pentru că dacă... Să aducem valută în țară, asta e de fapt. Ca să aducem... pentru că dacă exporturile sunt mici și avem importuri înseamnă că se dezechilibrează... Creăm acel deficit. Creăm acel deficit pe care BNR-ul nu-l poate acoperi. Și atunci ce face BNR-ul în contextul ăsta? Emite depreciază leu și emite masă monetară ca să echilibreze balanța comercială. Asta e politica BNR-ului. Chiar dacă nu o explică și nu-i critic, e greu să fie acolo, pentru că acolo e o lume complicată. Speculanți, corect. Și nu de ăștia de cartier. Da, exact. Din oameni cu miliarde de dolari, exact. Îți dărâmă piața valutară. Aici domnul Vasilescu are dreptate. Nu poți să fii transparent. Aici guvernul greșește. Dar, mă rog, e o polemică între ei. N-are rost să o analizăm. Cu adevărul și de o parte și de alta. Dacă sigur, dar nu poți să cer să fie transparenți. Ei se uită atent să vadă... Dar poți să le ceri să fie mai naționaliști, adică mai pentru să apere interesul național, e clar. E Banca Națională. E clar, e Banca Națională. În contextul ăsta, pentru că balanța comercială s-a dezechilibrat și am spus asta, și eu m-am temut, anul trecut, în comerțul cu bunări, cred că avem un deficit de 15 miliarde, el va fi acoperit puțin de exportul de servicii, care e excedentar. Per total, probabil vom avea un minus 3 la deficitul de cont curent. Limita la deficitul de cont curent e 4. Da. Aici putem să fim
Sigur, guvernul răspunde, da, vedeți cât de complicat. Multinaționale, curs de schimb, bănci cu interesele și atunci, lor. Cred că e incorrect să vin să spun, da, vom depăși deficitul cont curent. Asta, dacă fac propagandă, poate păcălesc. Dar părerea mea că e necinstit. Dar, mă rog, politicienii au alte criterii, eu nu-i judec, asta depinde de conștiința fiecăruia. Și în contextul ăsta, evident, s-a depreciat cursul, repet, cu 2% sau 3%, dacă vreți, maxim, dar nu mai mult, aceasta nu e o catastrofă, iar inflația a fost de 3,2% în ultima lună a anului trecut, anualizată. S-ar putea ca media să fie peste acest nivel, dar nu mai mare de 4. Nu, în niciun caz. Deci, cu un 4% inflație, care e numai la bunuri, ar trebui să luăm deflatorul, care ne arăta la nivelul integral al economiei. Deflatorul cred că e și el în jur de 4. Deci România nu are probleme de inflație, ci de acest dezechilibru. Da, de ajustare, practic. Ajustare, pentru că nu am exportat suficient. Dar această depreciere vine ca un balon de oxigen pentru multinaționale. Și nu sunt, corecți, exact. Nu sunt avocatul diavolului, dar hai ajută. Hai să spunem, corect, da. Deci, în momentul care vând în Germania, de la Continental sau nu știu de unde, un componentă, corect, este evident, mă întorcându-mă cu euro în România, obțin mai mult lei. Așa este. Pot să plătesc salarii și nu mai am probleme. Pot să cumpăr din România bunuri mult mai ieftine ca în Germania și am câștigat din această depreciere. Deci clar că aceste companii mari câștigă fără discuție din acest. Și sunt liniștite, și vedeți? Sunt liniștite, nu mai stau liniștite. Deci, domn profesor, cei care spuneau că pleacă, deja au geamantanele în mână, părăsesc România, că nu se mai poate unde cu sistemul meargă fiscal românesc. Că unde să meargă? În Basarabia, unde să moare de foame, unde în Ucraina, unde război civil? Nici vorbă. Așa. Vor rămâne aici. Și deci, inflația nu a scăpat de sub control. Am spus asta, s-a confirmat. Deficitul bugetar este în limite, a ieșit mai bine decât, chiar mai bine decât era previzionat. Decât era previzionat. Era previzionat 2,97, dacă nu mă înșel. Și investițiile 2,88. Anul trecut sunt mai mari ca în 2017, exact, inclusiv cele guvernamentale. Exact. Deci nimic din acele dezastre nu s-a produs, pensiile au crescut, exact, vor crește, nu există niciun risc. Într-adevăr, cum spun ziariștii care vorbesc argotic, s-au umblat la pilonul 2. Părerea mea că nu e rău că s-au umblat, pentru că acel pilon 2, eu am spus părerea noi mea. Am mai discutat. Nu există la ora actuală decât în România. Nici în Polonia nu mai există, da, nici în Ungaria. Unii mai spun că da, că în alte țări nu există așa ceva ce avem noi și că pilonul 2 funcționează foarte bine și că aduce un plus la... Pilonul 2 e o invenție a Băncii Mondiale băgat pe gât în perioada tăriceană. Ca tip de experiment. Ca un experiment. Știți? Ca să fim corecți. Un experiment nefericit. Da. Și ca să îmbogățească niște administratori a fondului, care iau comisioane mari și care trăiesc din ceea ce dă statul, de fapt. Că statul a spus că să vină banii. Statul colectează, nu, și banii. Adică n-avem nicio cheltuială, dar banii ne vin. Da. Așa e frumos și eu aș vrea să fiu un administrator de pilonul 2. E bine, s-a făcut, am înțeles, o reglementare. Oamenii, salariații pot să rămână. Sigur, decid. Corect. E corect. Și corect, mi se pare că e foarte corect. Nu trebuie să țipăm acum, că cum, adică, dacă a fost obligatoriu, de ce acum e la decizia omului? Da. Dar e corect să trebuie să iau o decizie. Rămân la pilonul 2, voi avea o pensie suplimentară, corect, transfer banii la stat și din start îmi dă voi avea o pensie mai mare de la stat și nu mai am nimic de la pilonul 2. Fiecare analizează riscurile, sigur. Ascultă opinia autorizată și... Cum este într-o economie așa cum ne-am dorit noi să fie normală. Eu mi-aș dori, repet, și o să influențez cât pot BNR-ul să pună deprecierea sau aprecierea în procente, pe lângă, atunci când comunică cursul de schimb, vă spun sincer, voi încerca să sensibilizez, poate nici nu s-au gândit la asta, nu știu. Sau dar poate nu este interes, că știți cum dar e. Noi trebuie... Nu mai poți să jonglezi atunci și să spui, uite domnule ce crește, nu mai poți, că propagandiștii ai acolo clar, propagandiștii au murit pentru că nu mai poate să
domnule, nimeni nu mai poate să vină să spună s-a depreciat leu cu 2. Păi dolarul s-a depreciat ieri cu, nu știu, 0,3 sau... Exact, adică zilnic se depreciază zilnic la nivel de 0,305, sigur. Noi avem o altă politică de curs. E adevărat, la american cursul e liber, dar la noi e menținut într-un anumit interval de oscilație. Haideți să stabilim și lucrurile astea încă o dată. Noi am mai spus în emisiunile noastre, dar cred că e foarte bine să insistăm. Domnul profesor, da, așa, cu obiectivitate și cât se poate de corect. Cât influențează cursul de schimb deciziile economice și fiscale ale guvernului, cât influențează deciziile fiscale și economice monetare ale băncii naționale? Cine, de cine depinde cursul, de fapt? Cursul nu depinde de deciziile guvernului. N-au cum. N-are cum. Cursul depinde, repet, de balanța comercială. Și o decizie a Băncii Naționale în fiecare zi, cum vede că există Banca Națională, speculații pe piață sau vede că a intrat mai multă monedă, sigur, mai puțină. Da. Ce face Banca Națională? Banca Națională ia toate cursurile de la casele de schimb, face o medie ponderată. Așa se comunică cursul. Ca medie ponderată. La Lugoj s-a vândut, nu știu, 100.000 de dolari. Care a fost? Cu cât? Cu 476. 476. La Timișoara, București, Cluj, face o medie ponderată și spune atât. Dacă acest curs a scăpat de sub control, pentru că e un interval, atunci ei intervin pe piață și vând valută sau cumpără valută în funcție de, nici nu se poate aprecia leu prea tare. Tare. Pentru că este o chestiune. Păi nu, în momentul următor pleacă multinaționale. Ceea ce discutam noi. Da. Nu, deci nu lasă nici să se deprecieze, dar nici să se aprecieze. Și atunci intervin. Dar nu poți să-i critici, adică să iei în fiecare zi să spui, bă, de ce a crescut cursul? Nu, nu se poate așa ceva. Nu, adică este o chestie de piață, practic. De piață, de ajustări. Dar la care Banca Națională are o intervenție cât să pondereze orice cât exces. Să pondereze. Ori de creștere, ori de scădere. Exact. Și nu trebuie să acționeze nici intempestiv, pentru că pierde toată rezerva. Da, corect. Și, dar nici să facă jocurile cuiva, pentru că atunci eu nu acuz BNR-ul de jocuri. Sigur, guvernul i-a acuzat, guvernul știe mai mult. Exact. Noi nu știm substraturile acolo. Pe de altă parte, eu v-am spus și în personal, nu e un secret, există întotdeauna o bătălie, în primul rând în Statele Unite. Așa este. Între banca de emisiune Fed, care e o bancă privată, paradoxal, emite o bancă privată moneda națională a statului. Moneda statului american, guvernul american, care e castrat, ca să spun direct, din acest punct de vedere. Cer scuze, pentru că ați început explicarea acestei situații. Vreau, cât se poate de, așa, pe înțelesul tuturor, haideți să ne spuneți, ce se întâmplă, domnule, de nu și-au primit salariile atâția oameni din sistemul guvernamental american? Care a fost, de fapt, mecanismul ăsta? Că atunci lumea va înțelege, de fapt, ce se întâmplă. Da, pretextul a fost un gard cu Mexicul. Că n-au vrut să dea, să financeze, sigur, practic. Acolo e o mare mizerie, sunt traficanți de droguri, mii de mexicani se împușcă, acolo așa sunt interese groaznice și nu neortodoxe. Că toți spun că n-are dreptate Trump. Trump nu, gândește e o lume interlopă, aia exact. Ar trebui blocată cumva. Mă rog, de fapt, nu aceasta a fost miza, nu aceasta a fost cauza adevărată a contextului, a scandalului. Economia americană e supraîndatorată. Iertați-mă, eu am divagat, la fel ca și zona euro. Exact. O să revenim la imediat. Zona euro, sigur, să discutăm. Economia americană, guvernul american e supraîndatorat. Valoarea datoriilor guvernului american, depinde cum o calculăm, este între 100% din PIB, 135% din PIB. Banca Mondială dă 135% pentru că ia și datoriile statelor americane. Bun, sigur, America în ansamblu are 135%, dar guvernul federal are 100%. Și domnul Trump nu conduce, președinte Trump nu conduce statul California. Ci da, exact. Dacă toate statele, da. Dacă dă faliment statul California, nu știu ce o să întâmple. El împrumută, dar de fapt tot Fed-ul ar trebui să împrumute. Sigur. Bun, în contextul ăsta, statul american nu-și mai poate plăti datoria.
De s-a ajuns în situația asta. Nu, nu îl mai poate plăti. Păi da, e foarte simplu. Calculați dumneavoastră o dobândă de 3% raportată la PIB. Asta înseamnă 3% veniturile toate ale guvernului american, 33% din PIB. 3% împărțit la 3, că 1 supra 0, 33, 3, am din stat 9%. Pot supraviețui cu 9% din PIB pentru dobândă și să rămân cu o datorie agățată. No, clar. Ca și aș avea toată casa amanetată toată viața. Eu nu mai scap. Nu mai am. Bun. Cum poate reduce datoria guvernul american? Părea mea că numai prin anularea împrumuturilor. Da, adică ștergerea datoriei. Chestiune discreționară din asta. Lege, ștergem tot. Bun, să face din toate timpurile, să știți că toți cei care împrumut... Da, au fost momente când au spus la un moment dat... Da, și banca te iartă la un moment dat. Spune, bun, șterg o parte din datorie, corect, dar îmi plătește restul. Exact. O făceau și cămătare. Da, exact. Bun. Asta va fi soluția, chiar dacă deocamdată nu se discută de ea, dar asta va fi soluția. Da. O făcea și Ceaușescu, o făcea și Brejnev. Dacă un CAP nu avea lichiditate, îi se dădeau banii să ștergea datoria, ca să meargă economia, să nu apară șomaj. Contrazicea ideologia. Președintele Trump este la ora actuală între ciocan și nicovală. De ce? Fed-ul, având datorii, sau Fed-ul între ciocan și nicovală, Fed-ul, având datorii pentru că a împrumutat guvernul american timp de 10 ani cu dobândă zero, răscumpărând toate datoriile scadente ca să nu intre în incapacitate de plată, Casa Albă, e sfârșitul lumii, am împrumutat cu dobândă zero. Dar datoriile, nu poți să emiți bani cu asemenea dobândă. Pentru că, până la urmă, preiei tu pierderile clienților. Și la ora actuală, pierderile Fed-ului comunicate prin bilanț sunt uriașe. Deci ei sunt transparenți, ei spun. Da, am pierderea Eu nu... Asta apreciez, de asta îmi place capitalismul din punctul ăsta de vedere. Adică nu transferăm decizia undeva. Nu ascundem. La zonă obscură vine cineva. Da, politică. Aia. Asta nu-mi place la socialism. Mă rog, are alte lucruri care au mers. Da, corect. Fed-ul are datorii de vreo 3 trilioane. Și a început să își recupereze datoriile. De unde au apărut? Pentru că a preluat și pierderile din sistemul bancar ca economia americană să nu intre în deficit. Aceste pierderi după aia l-a transferat la guvern și acum guvernul spune, păi dar ce fac? Stau cu bomba asta. Mi l-ai pus în cârca mea pus și în cârcă, eu trebuie să explodez acum. Și tu mărești și dobânda. Și Fed-ul a mărit dobânda de la 0,25 la 2,5. În decurs de câteva luni. Președintele Trump a ieșit și a spus nu se mai poate. Extrem de violent. Eu vă spun sincer, din experiența mea, mi s-a părut că... Să nu ia pe linia lui Kennedy. Președintele Trump nu mai rezistă mult, dar s-a întâmplat un aparent miracol. Ieri, Fed-ul a menținut dobânda la nivelul de 2,5. N-a mai crescut nimic. N-a mai crescut-o, nici n-a coborât. S-a oprit. Pentru că s-au prăbușit și piețele financiare, bursele. Bursele. Toată lumea a țipat și președintele Trump e un excelent politician. Se vede că e om de afaceri. A spus, adică uitați cine e vinovatul, Fed-ul. Și atunci vă rog să judecați lucrurile în felul următor și cei care ne urmăresc. Dacă președintele Trump arăta cu degetul acuzator spre Fed, Fed este stăpânul universului. Exact. Mașina de tipărit bani la nivelul univers. Da. Atunci, de ce domnul Dragnea sau să nu arate acuzator spre domnul Muguri? Isărescu, da, sau spre Banca Națională, aceeași, cam același meci, păstrând proporțiile. Exact. Bucureștiul e condus fiecare cu vinile lui. Fiecare cu interese și cu evident, dar s-a preluat acest gen de intervenție a executivului și ai noștri să pricep repede, să prindă anumite lucruri și imediat au acționat în aceeași direcție. Dar părerea mea că nu ar trebui să ne facem probleme, exact. Asta este o dispută între instituții, ea este firească, vom afla adevărul și aș încheia, dumneavoastră știți opinia mea, despre germani avem multe opinii, diferiți total ca noi, ca oameni. Nici nu are rost să ne comparăm și nici nu e bine să ne comparăm. Nu e bine să ne comparăm.
dar ei sunt dialectici în privința judecăților. Conform lui Hegel, teză, antiteză, sinteză. Ce spune acum este teza, mâine poate să vină un alt expert. Să prezinte antiteza. Dacă nu e expert, atunci n-are părerea mea că eu nu polemizez, da, exact, cu și nu are rost, dar dacă vine alt expert, poate să aibă o antiteză, să spună, da, Țăranu nu prea are dreptate, sau oricum n-ar fi. Din motivele astea, din motivele astea și... Și cei care urmăresc emisiunea fac sinteza. Fac sinteza. Asta este corectitudinea, pentru că niciunul din experți nu are dreptate 100%. Dar experții de regulă nu polemizează, să știți. Așa este. Nu polemizează. Nu, au păreri diferite și le susțin. Cu argumente, cu argumente și foarte serios. Și din acest conflict de cunoaștere rezultă sinteza. Asta e toată cultura germană. Cu bune și rele. Domn profesor, trebuie să intrăm în publicitate, o să ne întoarcem din publicitate și ultima parte a despre o să mai vorbim câteva și despre datorii și despre publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Ne-am reîntors din publicitate pentru ultima parte a emisiunii, într-o seară, cum am spus eu de fiecare dată, lecție de economie, o seară cred că foarte importantă, pentru că avându-l invitat pe domnul profesor universitar dr. Nicolae Țăran, cu care v-am obișnuit să purtăm astfel de dialoguri, cred că încet, încet o să aveți capacitatea necesară să înțelegeți exact fenomenele economice care în lumea de astăzi sunt atât de importante pentru noi, căci ce poate să existe fără economie? Chiar politicul de multe ori trăiește din economie, căci asta este viața noastră a tuturor, și trebuie să înțelegem de aceea foarte bine toate aceste mecanisme și să nu ne lăsăm afectați sau influențați de tot felul de falși analiști, de oameni care propovăduiesc tot timpul cataclismele, atunci când nu e vorba deloc de astfel de cataclisme, ba din contră, e vorba chiar de un proces, spun eu, pozitiv în creștere, atunci când vorbim de economia României, pentru că așa cum ne-ați prezentat și dumneavoastră, în ultimii 2 ani de zile, prin măsurile luate de guvernele care au fost, coaliția aceasta care a existat, a reușit să imprime României un curs ascendent și vorbeam noi și spuneam, domn profesor, să explicăm puțin cum stăm din această perspectivă a ceea ce înseamnă datoriile publice, pentru că tot timpul se vorbește despre acest lucru și mai ales despre, am atins această problemă, dar vreau să o mai discutăm puțin, despre tipurile de taxe și impozite care există la nivelul României, fiscalitatea aceasta despre care se vorbește. Spun unii specialiști, mari economiști ai opoziției, că așa cum spuneam, mai avem foarte puțin, toate companiile multinaționale își fac bagajele, vor pleca, România nu este un loc propice pentru investiții. Haideți să prezentăm, să vedem dacă este România loc propice pentru investiții în această Europa despre care discutăm și puțin să ne spuneți și despre ce înseamnă de fapt datoria țărilor din Schengen, de exemplu, sau din Occident. Da, eu am și din spațiul euro, pentru că vorbim de spațiul euro și acum chiar s-a discutat zilele trecute că avem și noi o țintă să intrăm în 2024, spunea doamna prim-ministru, în zona euro, cu care eu personal, și știți această părere și a mea, eu nu prea sunt de acord să ne grăbim grozav. Eu zic că e locul nostru aici, atâta putem noi deocamdată și e bine să ne păstrăm locul care îl avem în Europa din această perspectivă, să nu forțăm o intrare într-un loc unde eu zic că încă nu suntem pregătiți și poate că e bine nici să nu ajungem într-o astfel de zonă în care dumneavoastră ne veți povesti acum cât este de bine economică. Asta e foarte important. Da, eu am început să argumentez cu economia americană,
Exact. Economia americană, adică guvernul american a rezistat cu actualul nivel al datoriei care a tot crescut din perioada Obama mai ales. Dar iată că la un moment dat vine scadența. Doar pentru că a plătit niște dobânzi extrem de mici, 0,2% și Fed-ul a răscumpărat. În momentul în care Fed-ul ridică la 2,5 sau 3, guvernul american nu-și mai poate plăti datoriile. El e clar, se prăbușește. Bun. Fed-ul și Casa Albă vor negocia, vor găsi soluții. Altfel nu se poate, altfel nu se poate. Distruge o națiune. Mă rog. Revenind la, zona euro. Zona, acolo problema e mai simplă. E vorba de un stat în care două instituții se vor împăca până la urmă. În zona în Uniunea Europeană, problema problemelor este zona euro. Nu Orban, Polonia, Dragnea, Iohannis, Dăncilă, nu. Este zona euro. De ce? Uitați-vă, și apropo să comparăm creșterile economice. Eu am făcut o analiză, am publicat-o în România Socială, mă rog, și am pus o întrebare retorică. Ce viitor mai are zona euro? E o întrebare retorică. Din păcate nu mai are viitor dacă nu se ia o decizie radicală de ștergere a datoriilor. Da. Nu mai merge cu așa, nu să încercăm mai să merge mai cu, vedem, da. Vă punem metode la colț. Trebuie o decizie radicală. Dar această decizie radicală înseamnă să ștergi datoriile Greciei și Italiei. Desigur, statele influente. Franța, Germania. Da, și Franța în aceeași situație. Franța e în aceeași situație. Practic a rămas doar Germania de cealaltă parte a baricadei. O să spună, păi da, e incorrect. Adică eu șterg datoria la cei lene și cei care nu muncesc și eu care eu muncesc care muncit, cu sudoarea frunții acoper pierderile. Da. Normal că niciun guvern german nu va putea să reziste la criticile vehemente. Așa. Dar când, tot eu am spus, când ajunge cuțitul la os, trebuie să faci ceva. Să tai carne. Pentru că e vorba de niște riscuri letale. Și aceste riscuri nu pot fi puse într-o cușcă ca șobolanii, pentru că mai devreme sau mai târziu ei ies de acolo și fac un rău mult mai mare cu cât timp ai ținut mai mult în cușcă. Adică înfometarea asta îi face extrem de periculos. Și care e situația? Uitați-vă. Zona euro a avut această problemă din momentul în care s-a înființat. Politicile monetare ale băncii centrale au fost extrem de laxe. De-aia au și crescut datoriile guvernamentale. Ele n-au crescut pentru că s-au dat impozite și salarii, ci pentru că au preluat datoriile, inclusiv din sectorul privat, care s-au acumulat în bănci. Și ca să nu cadă băncile, a crescut datoria guvernamentală. Iar ulterior, Banca Centrală Europeană a întreținut, ca și în America, situația emițând monedă ieftină. Această strategie se cheamă relaxare cantitativă, în engleză QE. Fed-ul și această strategie o practică și japonezii. Dar rezultatele sunt catastrofale pe termen lung. Uite, și americanii au practicat. Uitați-vă. În perioada 1999, am luat momentul în care, de fapt, s-a înființat zona euro, moneda apărut exact. Mai târziu. Până în 2018 am date de la, mă rog, de la FMI. Deci 9 ani, tip de 9 ani. 2018 ani. 18 ani. În acest interval, rata creșterii economice în China, 9,1%. La nivel mondial, 3,8%. Acesta este un parametru extraordinar de important dacă te raportezi la media mondială, media globală. Acum, țineți-vă bine, Statele Unite în același interval, 2,1% și încă e bine. Zona euro, 1,4%. Practic insezizabil, că dacă ne luăm cinstit. Și acum, PIB-urile care Kodasha, Japonia, 0,9, sub 1%. De fapt, ei stagnează un fel de recesiune de asta lentă, populația îmbătrânește. Japonia e într-o situație teribil de complicată. Datorită politicilor monetare. Au inundat economia cu bani ca să crească și, de fapt, totul s-a acumulat pe burse și economia se de la an la an tot a crescut. Se târăște. Bun. În această situație,
Gradul de îndatorare al zonei euro în ansamblu este în jur de 86%, după unele statistici 97%. Statistica Băncii Mondiale sau a Băncii Reglementării Internaționale de la, din Elveția, care e cea mai importantă, că e banca băncilor în privința standardelor. Și în zona euro, dacă luăm statele, cea mai mare datorie este înregistrată în Grecia, 180% aproximativ din PIB. Urmează Italia cu 130 și ceva, Portugalia, urmează Spania, parcă. Belgia. Franța. Cipru, înaintea acestora, și pe ultimul loc Spania, în jur de 99%. Franța cu 100%, ca și America. Bun. De ce aceste niveluri sunt periculoase? Am explicat. Dacă dobânda e 3%, guvernul francez chiar cu jumate la sută înseamnă că plătește 6% din PIB. Dar 6% din PIB e mai mult decât cheltuielile pentru sănătate. Exact. Adică nu mai dai nimic la spitale ca să plătești dobânda cui? Băncii de emisiune. Ce? O chestie în aer, adică, da, aceste plăți sunt făcute din muncă, din sudoare, frunții, sigur, a francezului. Și atunci nu trebuie să ne mirăm ce se întâmplă în Franța în zilele acestea. Exact. Atenție. Sunt blocați. Că mulți spun, ai domnule, iar au început aia. Nu, acolo sunt blocați de o impozitare excesivă. Nu, ei sunt ca și un halterofil care a ridicat cea mai mare greutate. Dacă îi pui 5 grame, s-a prăbușit. Nu mai trebuie mult. Și Banca Centrală Europeană nu poate reduce dobânzile, e mult mai periculos ca în America. Aici și, e problema, că nu poate fi ajutată Franța de către Banca Europeană. Pentru că fiind multinațională această zonă, Germania nu acceptă. Corect. Este turnul Babel. Da. Avem de a face exact cu turnul Babel. Construcția a crescut ca în... Domn profesor, o întrebare care îmi vine firesc, logic. Și vă întreb dacă puteți să-mi răspundeți. Păi dacă asta este situația, există și aceste deficite mari și aceste datorii extraordinare, Bruxelles nu ia în discuție, într-o comisie, în Parlamentul European, situația economică acestei zone euro, acestor state, să le dea niște lecții, domnule, cum dă către România, către Ungaria, către Bulgaria, care, iată, de fapt sunt cele care susțin economia occidentală, după câte vedem noi, prin creșterile economice an de an care le au și prin ceea ce sunt, mulți bani de aici se duc ca să susțină acele găuri, că cum ne-ați explicat, acolo sunt găuri de fapt. Să duc niște bani undeva într-un hău, unde nu știm ce se întâmplă cu banii. Acolo au fost foarte multe proiecte nerentabile și s-a prăbușit. De asta și creștere economică. 1,4. Bun. Există o celebră fabulă în România. Da, vreau democrație, dar nu pentru căței. Deci e clar, cei mici nu sunt criticați pentru a se masca de fapt adevărata problemă. Problema mare. Adevărata problemă e zona euro, nu Brexit-ul. Da, exact. Nu. Ei au acoperit-o cu chestia asta, cu Brexit-ul și cu ieșirea. Este zona euro, spun fără partipriuri, iar opinia mea legată de intrarea României în această zonă e următoarea. Ce rost are să pleci dintr-un apartament, chiar modest ca și confort? Să te duci într-unul care a luat foc deja care se mai și stingi focul la ei. Să te duci într-un palat cu fundația fisurată. Fisurată. Și corect. Vin dărâmăturile și te omoară. Da, exact. Asta e, eu nu vreau să sperii pe nimeni. Da, nu, dar asta e adevărul. Da. Guvernul, părerea mea, că se grăbește, e intempestiv. Doi, intră în conflict și cu BNR-ul. BNR-ul nici nu dorește asta atât de repede și doi, cred că BNR-ul are dreptate. Nu suntem pregătiți. Nu suntem. Dacă nu ne echilibrăm balanța, dacă nu... Dar cum să o echilibrez? Că e vorba de multinaționale. Exact. E un pariu pe care și nu controlez. Și cum ne-am povestit noi în prima parte a emisiunii, când intrăm în zonă de prognoză și de previziune, noi nu știm cât va lucra multinaționala respectivă. Exact. Dacă mâine, cum ați spus dumneavoastră și ne-ați arătat, scade economia zonei euro și nu mai cere marfă care și din România, și din Cehia, și din Polonia se duce acolo. Clar că
cade și economia României, da, a Cehiei, a celorlalte. Noi nu putem să prognozăm cât vor lucra, da, în foc continuu aceste multinaționale și aceste firme și românești care merg, da, cu export. Nu știm cât. Da. Și atunci de ce să previzionăm noi lucruri din astea care, că sperăm noi sau nu sperăm, sau astea sunt povești. Nu, nu. Și atunci, dacă comparăm creșterea economică din ultimii 2 ani, corect, 7% în 2017, 4,2%, mult mai mari decât 3,8% la nivelul economiei mondiale. Mondiale. Ne mai comparăm cu 2,1, 1,409. Exact. Din Europa, din zona euro. Mult peste Europa. Avem o creștere de excepție. Ar trebui să nu să fim mândri în maniera aia. Dar eu zic, poate ar fi necesar să fim măcar respectați de cei din zona euro. Exact. Atât, nu altceva. Și respectați. Noi, și să ni se spună, bă, fraților, ați încercat un model care a dat rezultate, care prin rezultatele lui ne-ați sprijinit și pe noi, pentru că spuneam noi, câți euro de aici au plecat către Uniunea Europeană și că hai să fim serioși. Sigur, da, mulți au trăit, păi spunea în bilanțul făcut de către Renault, de exemplu, nu? În Franța. Și se spunea că ajutorul mare ca să nu fi căzut Renault a venit din România, de la Dacia, da, Pitești. Da. Păi prin vânzările care le-au avut. În bugetul Germaniei câți bani din... Corect. Pentru că, de fapt, firmele multinaționale cu capital german transferă semifabricate, componente. În Germania. Acum nu mai vorbim de profitul care este externalizat de multe ori și tot felul prin tot felul de inginerii. Da, n-am spus. Dar să fim măcar respectați pentru lucrul ăsta. Da, categoric. Și să ni se recunoască și să nu fim luați tot timpul și ridicați în picioare în clasă și spus, măi, voi să fiți atenți că voi nu faceți bine ce faceți, acolo e tragedie la voi, când la tine în casă e inundația cât hău. Da, eu am aici o opinie, am mai spus-o, e ca și cum cineva din exterior îți ceartă tată și spune, taică, tu-i bețiv. Sigur, tatăl tău nu e perfect, dar eu cred că niciun copil nu va accepta acest gen de ingerință. Va spune, știi ce? Lasă-mă pe mine să spun ce crezi. Vezi de părinții tăi? Vezi de părinții tăi. Cam asta e. Deci mă refer la opoziție. Corect. Guvernul e totuși reprezentativ pentru prestigiul unei țări. Sigur. Poți să, la modul, oricum, poți să-l critici. Da, sigur. Și nu vreau două discursuri și nici fățărnicie. Da, da. Dar în momentul în care vezi, într-adevăr, această dihotomie, adică ei nu înțeleg oare opoziția de la noi, cei în Grecia sau cei în zona euro, exact, n-au văzut asta. Exact. Și vin și transformă. Dar ar fi foarte grav. Înseamnă că n-ai înseamnă că n-au discernământ. Da, exact. Și atunci vin ca un vârf de lance al altor interese și pun la zid guvernul actual. Repet, nu e rău că îl critică. Nu. Foarte bine. Niciodată, da. Dar trebuie să fie o critică constructivă pe elementele validă, care sunt de criticat. Validă, exact, credibilă. Ar fi să vii și cu variante. Ar fi în primul rând în interesul lor politic. Corect. Iar vota lumea. Așa e. Și dau un exemplu. Florin Câtu. Da. Vine și critică vehement guvernul. Eu râdeam și am râs tot drumul până la Lugoj. A zis, a scăzut sarcina fiscală, a scăzut impozitele cu 1,4% în 2018 față de 2017. Da. Dacă eram, puteam să-i spun, îi spuneam, băi Florine, păi tu ești comunist, nu ești liberal. Pentru asta liberal, cu cât scad impozitele, cu atât e mai bine. Trebuie să-l auzi. Deci de aici pleacă lipsa de credibilitate și neseriozitatea, părerea mea, confuzia terminologică. Exact. Trebuie să depășim acest moment. Corect. Prin educație. Așa trebuie este. Banca Națională să pună ratele de depreciere, exact, și discursurile astea fanteziste cad de la sine, românii devin... Și oamenii încep să se învețe, să înțeleagă mecanismele. Acesta e un proces natural, durează probabil, nu putem arde etapele, sunt foarte multe probleme care trebuie să le lămurim. Românii pricep repede, dar pot fi și ușor păcăliți. Așa este. Știți cum se spune la fotbal, dacă te duci prea repede la fentă, unul care nu se prinde atât de repede e mai greu de driblat. Deci așa, un pic de reținere în a prelua rapid o informație. Stai puțin, oare e adevărată? Oare nu e un interes, exact, în spate? Oare ce e în Venezuela? De ce, da, exact, scandalul ăla? Trebuie să
Dar, din fericire, eu cred că compatrioții noștri au mai multă înțelepciune acum. Și eu zic. Eu cred asta. Și acum că vin cele două și rânduri au... de alegeri, cum spuneați și dumneavoastră, acum pot să arate că au înțeles, de fapt, da, ce și... înseamnă să conduci o țară la modul gospodărește, să simți românește, cum se spune, adică să simți pentru țara ta, pentru că și aici e o problemă. Da. Noi am mai discutat-o. Fiecare dintre decidenții aceștia, pe lângă ceea ce înseamnă economie, pe lângă ceea ce înseamnă sistem economic, dom'le, trebuie să mai gândești în deciziile care le iei și puțin către ei tăi. Adică da, ca într-o familie. Ca într-o familie. Să-ți meargă familia și bine. Revenind... Acum, eu știu că îi iubesc vecinii, suntem colegi, da, prieteni, ne ajutăm, nu e nicio problemă. Respectăm într-un grup în care suntem ceea ce grupul respectiv a decis, dar primordial trebuie să fie viața mea și nivelul meu de trai și după aceea ceilalți. Da. Adică aici... Și revenind la subiect, e clar, Franța nu-și poate plăti datorile. Eu am făcut două scenarii. Exact. Dacă francezii rostogolesc datoria, deci nu mai contractează alta și la scadență o răscumpără Banca Centrală Europeană, dar PIB-ul Franței crește cu 4% pe an, în 18% nivelul scade la jumate, de la 100% din PIB la 50%. Franța e are o bonitate extraordinară, dar poate economia Franței să crească cu 4% în termeni nominali timp de 18 ani? E o ipoteză, an de an, fără... Deci e o ipoteză fantezistă. A doua, își plătește 24% din datorie și restul datoriei o rostogolește timp de 10 ani. La sfârșit, soldul devine 50% și a scăpat de 26% din datorie. Nici asta nu poate să o facă pentru că are costurile de rambursare de 2,4% din PIB. E foarte mult. La un buget atât de încordat, exact, cu 51%, păi dacă mai adaugi la cheltuiel și trebuie să ai bugete echilibrate, aici spun, e problema, deci numai, fie trebuie să foarte... nu ai niciun deficit. Da. Poate Franța să reziste. La deficite de 7-8%, 10%. Ei au avut 7,2 și 3 în decursul ultimului deci. Nu se poate. Și atunci e clar că Banca Centrală Europeană trebuie să vină să taie din datorie și germanii vor accepta. Vor găsi soluții, o să zică, domnule, decât să dărâmăm tot, să pierdem tot ce avem. Asta e părerea mea. Așa e. Cum spuneați dumneavoastră, cu cei care fac împrumuturi, la un moment dat spune, bă, dăm o parte din el, nu-mi dai partea aia altă. Și... poți să-i controlezi, pe urmă, poți să nu-i mai lași pe grei să împrumute și așa mai departe. Bun. Dar încă o problemă neluată în seamă, nici la nivel național, nici la nivel european, asta e cea mai periculoasă, este problema demografică. Uniunea Europeană în ansamblu pierde anual, țineți-vă bine, 400.000 de locuitori. Uniunea Europeană, fără Marea Britanie, deci la 450 de milioane de locuitori, 400.000 dispar. Datorită faptului că decesele sunt mai multe decât nașterile. În cazul României, situația e și mai dramatică. La 19 milioane de locuitori, noi pierdem 150.000. Pierdem 75.000 prin sporul natural, negativ, și 75.000 pleacă. Că lumea pleacă, da. În 7 ani scădem cu 1.000.000 și într-un deceniu am dispărut demografic. Soluția deja se prefigurează. Ieri, guvernul României a acceptat 20.000 de muncitori. Străini. Altfel, ăștia lucrau la negru. Adică, să fim corecți, ceea ce Germania a făcut-o acum... câți ani, da, Germania... și au reușit să-și crească economia cu sprijinul acestora. Sigur, ca să fim foarte corecți. Să nu să zică Germania că avem... are o problemă, cea mai teribilă problemă demografică. Ei acum țipă așa și zbiară la cei care au fost trăiți. Adevărul este că cu ei s-au dezvoltat și economia Germaniei cu ea a crescut. Nu răspândă știri false despre Germania. E o țară pe care o respect și niciodată nu mi-am permis să vorbesc. Absolut, exact. Dar Germania are o problemă demografică groaznică și în aceeași situație, la nivel mondial, sunt 3 țări. Germania, Japonia, Corea de Sud. Aceste țări se sinucid dacă nu, sau devin imense cimitire. Trebuie să investească în cimitire. Da, nu? Da, exact. Iertați-mă. Așa. E morbid scenariul. Da, asta e. Și atunci, soluția aceasta, să primim imigranți
intempestiv, fără acte. Da. Nu știi cine vine și cine... E o soluție la fel de periculoasă. De periculoasă. După părerea mea, nu politizez. Incalificabil. Nu mă amestec în treburile interne ale Germaniei. Discutăm ca despre o țară pe care o respectăm. Absolut. Ca și unui prieten îi spui, fii atent, exact, că s-ar putea să greșești. S-ar putea să ai o problemă. Da. Și eu știu asta. Și cred că Comisia Europeană viitoare trebuie să pună pe primul loc în agenda rezolvarea problemei demografice. Prin politici demografice, prin politici, termen lung, asta nu se face peste noapte. Asta nu... Viktor Orban oferă 40.000 de euro pentru o familie tânără cu 3 copii, e un început. Ungurii încep să-și rezolve treptat problema. Sigur. Astfel de măsuri trebuie, Și noi să facem ceva. Aici opoziția și puterea trebuie să-și dea mâna, pentru că asta e o problemă care... Nu ziară să o luăm în stil politic și să începem să ne contrăm unul la altul. Nu, atitudinea asta. Deci în București, jumătate din București nu are apă caldă, doamna Firea spune, dar eu să rezolv asta când timp de 30 de ani nu s-a făcut nimic. Nu putem așa. Exact. Deci asta e o problemă pe 50 de ani. Așa e. Și trebuie toate guvernele care vin... ca literă de lege, să rezolvăm asta, pentru că noi n-am fost confruntați niciodată în istorie cu așa ceva. Așa este. Noi românii am avut o natalitate care ne-a salvat și după războaie după comunism și după cele mai teribile pericole pe care am trecut. Am câștigat prin sporul demografic. Prin sporul demografic. Trebuie să facem ceva. Da. Eu cred că acesta e mesajul care eu asta vreau să transmit și peste tot tinerilor, nu-i critic, dar maternofobia, parentofobia, tinerele femei nu mai vor copii. Da. Nu le toți vor să-și rezolve problema din punct de vedere profesional. S-a întâmplat. Și la 40 de ani ne gândim dacă să facem un copil sau nu. Deja e prea târziu. E dramatică. Și nu sunt ca un diriginte care spune copii nu faceți prostii, și nici tinerii, și nici bărbații, nici femeile nu își asumă sarcina creșterii copiilor. Domnul profesor, trebuie făcut ceva. Trebuie făcut prin ceva. Educație, biserica, școala. Exact. Și așa zisa societate civilă, mie nu-mi place termenul. Nici în fine, trebuie făcut ceva. Suntem la finalul întâlnirii noastre, timpul trece repede, am mai putea povesti mult, dar noi o să reluăm întâlnirile noastre și cu siguranță o să venim și cu alte informații. Ca o concluzie, ca toți cei care ne urmăresc să aibă înțelegerea și liniștea necesară pentru a continua activitatea în acest an. Trebuie să ne speriem că guvernul nu va avea bani de salarii, de pensii, că nu se vor face investiții, că se va îndatora și se va împovăra foarte mult, că aceste politici economice, fiscale, care au fost luate de către guvern, sunt politici proaste și care nu ne duc în prăpastie. Ce să înțelegem noi și cum să plecăm de la această emisiune? Aceste riscuri sunt inventate, sunt supradimensionate, probabilitățile de concretizare sunt foarte mici. Le putem enunța, dar trebuie să atașăm și niște probabilități. Cu ce probabilitate? Să venim cu argumente. Da, părerea mea că asemenea probabilități sunt foarte mici, nu știu, 2-3%. Sigur, poate să ne cadă o cărămidă în cap. Sau cum am spus, eu și-am dat exemplu, cade zona euro, economic, nu mai are nimic a creștere și aici deja nu mai ține nici de guvern, indiferent ce partid ar fi la conducerea riscul țării. Cel mai mare, exact cum ați anticipat, este acesta. În zona euro, ieri sau alaltă ieri, guvernul german și-a revizuit prognoza de creștere pentru acest an, și asta o să o facă și femeiul, de la 1,8% pe an. Care și așa era aproape... Deci foarte bun pentru ei, la 1%. Coboară sub 1,4% din ultimele două decenii. Germania e în regres. Dacă acest regres apare în zona euro, datorită faptului că aceste țări sunt într-o criză financiară groaznică și pe care nimeni nu vrea să o recunoască, pentru că... Știți, ar crea și distorsiuni în piață, categoric. E, în un, fel ăla... de, e un fel de colhoz CAP și intrând în faliment, nimeni, toți spun... Nu e vina mea. Așa, exact. Nu, ăla n-a muncit, ăla a furat. Aici e problema. Începem să ne dăm unii la alții vinovățiile. Da. Și acesta e un risc enorm, pentru că dacă zona euro intră în recesiune, evident, nu strategia guvernului, sau... guvernul a lui Darius Vâlcov e de vină, ci faptul că piețele se prăbușesc. Și noi fiind o verigă într-o
piața enormă, nu putem să ne salvăm, nu vom găsi soluții. Serbia nu va fi afectată. Da. De aceea este foarte important deschiderile către alte piețe și, cum spuneam, evident, către piețele asiatice, către piețele africane, unde noi am avut potențial și am lucrat cu ele. Către Rusia. Către Rusia. Iată. Deci, eu cred, toate aceste deschideri nu trebuie să fie atacate de opoziție imediat, că la noi așa e politic. Și, uită-te, acum gata, facem cu chinezii. Ce ne trebuie nouă tehnologie chineză? Păi, domnule, tehnologia chineză la ora actuală, cum ne-a spus și dumneavoastră, China a fost cel mai important stat din punct de vedere al creșterii economice ani de zile, cu procente enorme. Este și în prezent. Și este și în prezent. 6,5%. 9. Deci, trebuie să fim puțin mai atenți când vorbim și când facem afirmații de genul. Trebuie să ținem cont de perdelele de fum și de discursurile demagogice. Germania sfidează toate amenințările americane, poloneze, Bruxelles, și face conducta Nord Stream 2. Da, lucrează cu Rusia permanent. Pe față. Merg că se întâlnește cu față, Putin și toată economia germană, practic, de acolo și ea se va. Da, și știi ce energia spune? E o problemă economică, nu e o problemă politică. Și spune doamna Merkel polonezilor, ocupați-vă de problemele voastre. Mi-a plăcut. Să spun așa, da. Sigur, noi suntem prea mici, spunem, ocupați-vă, lăsați-ne în pace. Da, exact, să ne facem și noi, ne facem cum vrem noi politicile. Cum vrem noi politica, dar trebuie să devenim puțin mai cu coloană, exact, și să ne apărăm interesele în mod solidar. Și BNR-ul, și guvernul. Și aș zice chiar și opoziția. Evident. Sigur, aici, când e vorba de interes național. Suntem într-o familie. Dacă cade România, nu câștigă nimeni. Da. Va fi o tragedie și pierdem toți. Asta și cine se urcă pe căderea României din punct de vedere politic, nu merită să fie la conducerea unei țări. Evident. Adică, e ca cum te-ai urca pe un tigru. Da. Nu te mai dai jos pentru că te mănâncă. Da, exact. Cam asta e politica. Da. Domn profesor, mulțumesc din suflet pentru prezența în emisiune și pentru toată analiza pe care ne-ați prezentat-o astăzi. Ne vom reîntâlni așa cum le-am promis prietenilor noștri și cu alte ocazii. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit, că sunteți prietenii emisiunii noastre și că de multe ori ne și apreciați, ne mai spuneți poate și lucruri de care de fiecare dată noi ținem cont, dar încercăm de fiecare dată să ne ridicăm la nivelul înțelegerii dumneavoastră și sperăm că vă aducem un plus de informație economică de fiecare dată care vă priește, ca să spun așa, și cu care puteți apoi să analizați diferitele declarații ale unora sau altora. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în fața micilor ecrane. O seară frumoasă tuturor!